Bună ziua, dragă, și bun găsit la întâlnirea cu profume. Ce vreți treaba? Treaba repede. Deci tema pentru acasă. Clasa A 5-a. Te rog, Stefania? 9 la a doua. 9 la a doua. Minus 3 la a patra. 3 la a patra. Să facem calcul, nu? Sau ce? Da. 9 la a doua, minus 3 la a patra. Păi, nu cred că așa este. Așa este? Efectual, ți-ai dat aici. Așa, bun, gata. Facem. Cum facem? Face 0. Din ce motiv? Pentru că 81 așa? Minus 81 egal cu 0. Când 9 la 2 face 81. Da? 81 minus 81 egal cu 0. Următorul, repede? 2012 la 1. Da. Plus 1 la 2012. 2012 este egal cu? Cât face 2012 la întâia? 2012. Plus 1 la orice putere? 1. Plus 1 egal cu 2013. Apoi? 25 la 0. 25 la 0. Ori 0 la 25. Ori 0 la 25 egal cu? 1. 1 ori? 1 ori 1. 1 ori 0. 0 la orice putere este 0. Deci 1 la 1 ori 0 egal cu 0. Următorul. În paranteză rotundă. Da. 5 minus 2. Închidem paranteza rotundă, totul la 3. Așa. Egal cu 5 la 3. 5 minus 2, totul la 3. Face cât? 3 la 3. 3 la 3. Pentru că 5 minus 2 face 3, 3 la 3, care face 27. Următorul. Efectuat. 12 la 34. Da. Împărțit la 12 la 32. Așa. Minus 3 la 1. Ori 3 la 2. Așa. Plus 2 la 3. 2 la 3. Egal. Egal. Facem... De la 3, repede, 12 la câte faci? 2. 12 la 34 minus 32, adică... La 2. 2. Minus... 3. La A. 3 la... 1. Și la 1. La 2. Deci la 2. Cum să nu se dă două puteri ca la cele bază? Copii bază s-a adunit exponenții. 3 la 3. 3 la 3 plus 2 la 3. Și cam e foarte bun. 12 la 2. 24. Păi nu-i 12 plus 12. Nu-i 12 ori 2. E 12 ori 12. Cât faceți 12 ori 12? Să facem repede. 12 ori 12. 12 mulți cu 12. 144. 144. Deci egal cu 144 minus 3 la 3. 27. 27. Din 3 ori 3 ori 3 de 3 ori, da? 27. Plus 2 la 3? 8. 8. Care face 144 minus 27? Ia să vedem. 25. Ai adunat și cu 8. Da. Deci vine 7... 117 plus 8, 125. 125. Următoarea. 2 la 3. 2 la 3. Ori 3 la 2. Plus 25. Cât? 25 acolo. În continuu. 25, da? Așa, 25 la 0. La 0? Da. Ori 11 la 2, minus 4 la 10. 4 la 0, egal cu?
2 la 3. Putem face 2 la 3 a 8. 8. Ori 3 la 2 a 9. Deci 8 ori 9. Plus 1. E 25 la 0 face 1. Ori 121. Așa este, cu 11 la 2 face 11, 11 ori 21. Minus 1. Minus 1. 4 la 0 face 1. 72 plus 1. Face 72. Nu, plus... plus 12, 121, 1 ori 121 fac 121 da. Celor mare. Deci 72 plus 121, minus 1. 121 minus 1 face 120 cu 72, 120 cu 72, 192, nu? Da. 192, ți-a spus? Egal cu 192. Următorul. Ia să vedem. Pe 72, 121 minus 1, fac 120, e scăderea acolo, da? Deci face 170, 192. Ai ți-a fost să mă gândesc, te ceresc cu mine. Nu. Da? Așa, fin. Hai. Determinat numărul X, știind că... Determinat X, știind... Că... 7 la X. 7 la puterea X. Plus 7 la puterea X. Plus 2. X plus 2, da. Egal. 2450. Acum putem să scriem pe 7 la X plus 2. 7. Deci scriu, începem. E echivalent cu. Echivalent cu. 7 la X. 7 la X plus 7 la X. Ori 7 la 2 egal cu 2450. Așa bine, nu? Da. Cât vedem că avem un factor comun, 7 la X. Factorul comun e 7 la X, să-l dăm în spate un factor, vin 7 la X pe lângă. Pe lângă. 7 la X. Pe lângă 1. Da. Că se subînțelege 1 aici. Da. Da. 1 plus? 41. 49, da. Da. Egal cu 20.000, parcă 450, nu? 20.450. Așa e zis, 20.450. Nu, e 2450. 2450. 2000. Da, e 2000, am scris eu greșit. Știa greu asta. 2450. Da. Și acum vine 7 la X. 7 la X. Ori 50. Cu 2450. Printr-un 0, să iei 0 și stinga 0. Și acum pe 245 îl împărțim la 5. La 5, da. Și vine 7 la X egal cu 5 în 24 de 4 ori, 5 în 45 de 9 ori, nu? Da. 9 ori 5, 45. Da. Și vine 7 la X egal cu 7 la a doua, că 49 e 7 la a doua. Da? De unde rezultă că X egal cu? X egal cu 2. Da, bun. Mergem mai departe. Altul? Efectuat. Zic. 5 la 3-a. 5 la 3-a. Minus 2 la 4. Minus 2 la 4. Egal. Egal cu. Păi 5 la 3 că face. Vine 5 ori 5 ori 5, de 3 ori. 25 ori 5. 25 ori 5, 125. Ia vedeți, așa e? Zic eu. Da, am dreptat. Vom vedea voi. Unde 75? 75? Ia vedeți voi. Ai 5 ori 5 ori 5, nu? Păi 25 ori 3. Ori 5. 25 ori 5. Da, 125. 125. Da. Deci egal cu 125 minus 2 la 4? 16. 16. Minus 16 este egal cu 6 din 5, 9. 1 din 11, 109. Terminat. Altul. 123 la 0. La 0. Minus 1 la puterea 2012. 2012. Este egal cu?
Orice număr la putere 0 face cât? 1. Și egal cu 1 minus? 1. 1. 1 minus 1. Egal cu 1. Terminat. Următorul. 5 la a 2. 5 la a 2. Ori 2 la a 2. Ori zicem 25 ori 4, ori zicem 5 ori 2, totul la a doua. 5 ori 2, totul la a doua, fiindcă e la a doua și primul și la al doilea. Da? 5 ori 2, totul la a doua, înseamnă 10 la a doua, care înseamnă 100. Terminat exercițiul. Dacă ziceai 25 ori 4, tot 100. Așa. În paranteză rotundă. Da. 2 plus 9. 2 plus 9. Da. 2 plus 9, totul la a doua. Egal cu 11 la a doua. Nu zicem 2 la a doua și 9 la a doua. Da, da. Deci faci adunarea. Deci era ori. Dacă era ori, atunci merge, altfel nu. Da? Deci 2, 11 la a doua, care face 121. E 11 ori 11. Da. Am mai făcut asta, da? Apoi. 3 la 51. 3 la 51. Împărțim la 3 la 41. Da. Plus 23 la 1. Da. Ori 3 la 3. 3 la 3. Plus 1220. 1220. Da. Tot la 0. Tot la puterea 0. Și egal cu. Repede. 3 la cât face? 3 la 51 minus 48 da. Plus 23. Deci hai să zicem de la 51 minus 48 fac 3 la 3. Da. Deci 3 la 3 plus 23 la 1 23 ori 27, nu? Da. Deci 23 ori 27 plus orice număr la putere 0 face 1, deci plus 1. 27. A, e bine să-l fi lăsat 3 la 3 în loc de 27. 3 la 3. Revenim. De ce? Așa, corect. De ce? Hai să răspundeți tu. Spune de ce am zis să revenim. Cine observă? Stefania? Avem 3 la 3. Factor comun. Da? 3 la 3 e factor comun. Deci egal mai departe cum? 3 la 3. 3 la 3. Pe lângă. Pe lângă. 20. Da? Atenție. 1. 1. 1 plus 23. Plus 23. Și plus 1 în exterior, da? Da. Închidem paranteza plus 1. Și egal cu 3 la 3. 3 la 3 ori? Ori 24. Așa? Plus 1. Ei, și facem calcul acum. 27 ori 24. 27 ori 24 plus 1. Hai să faceți înmulțirea repede. 25. Deci 27 ori 24. Vedeți cât face. 27 la 25. Nu-i bine. Că ai adunat pe 24 și cu 1, nu? Da. E o greșeală. N-ai voie să aduni. 27 ori 24 și pe urmă adunăm plus 1. Cât este? 600. 648 și cu 1, 49. Da. 649, rezultat final. A, următorul? 3 la 4. 3 la 4. Ori. Da. 7 la 2. 7 la 2. Plus 22 la 1. Da. Ori 10 la 3. 10 la 3. Minus 154 la 1. Așa. Egal. 3 la 4 ori 7 la 2. 81 ori 3. Da, îți face 81 ori
Ori 49? Da. 81 ori 49? 81 ori 49? 22. Ori 10 la 3? Adică 20 la 3 înseamnă... Deci 22 ori... 10 la 3 înseamnă 1000. Da. Ori 1000... Minus 154. Și egal cu... Deci 49, vă rog să faceți calculul. Trei mii nouă sute șaizeci și nouă. Scriem 22 și adăugăm 3 de 0. Sigur că da. Plus 22, adică 22 de mii. Minus 154. Vreau să văd dacă tot așa tot, da? 3969, dar cum să-l facem? Hai pe capăt. Du-te până la capăt. Da, să vedem dacă ea confirmă sau nu. Și mă întorc. Mă interesează dacă e 3969 acolo. Da, așa mi-a dat. Da? Plus 22.000. Da? Că vine 22, 10 la 3, fac 22.000. Minus 154. Și Cristina ne spune că ne dă 25.815. Da? Următorul. Determinați pe X știind că 2 la 31 plus 2 la 30 plus 2 la 29, da, egal cu X ori 2 la 28. Echivalentul. Ce propuneți? 2 la 30. Să scriem 2 la 29. L-am și de asta. Da? Da. Să scriem 2 la 29. Adică x egal cu 2 la 29 plus 3 plus 2 la 29 plus 2 plus 2 la 29 egal cu x ori 2 la 28. N-am înțeles. Să scriem... Adică pe cel mai mic îl transferăm la toți 3. Dar cum faci? Cum să-l faci? Păi 2 la 29 plus 3. Aici, da? Da. Plus 2. Plus 2 plus 2. Dacă 31 faci 31, bine, gata, zicem. 2 la 29 plus 2. Plus 2 la 29 plus 1 plus 2 la 29 egal cu x ori 2 la 28. X ori 2 la 28. Scoatem factorul comun pe 2 la 29. X ori x ori 2 la 29. Aici e 29 trebuie scris. Da, da. Așa, da. Bun. O secundă, hai să traducem. Ce înseamnă naturalea? De unde provine naturalea? De la o mulțime. Da, da. Zicem, 2 la puterea 29, 2 la 29 ori 2 la a doua, o luăm așa ușor. Bine? Da. Plus 2 la puterea 29 ori 2 la a întâia, de acord? Da. Plus 2 la 29, așa este egal cu x ori 2 la 28. Și acum, factorul comun cât este? 29. Da, ce zicem? 2 la 29 pe lângă Ștefania vorbește? Pe lângă. 2 la 2. Așa, 4. 4, să ca să da, 4. Plus. Plus. 2. Da, plus.
plus 1. Trebuie să se înțelege asta, da? Are 1 acolo. Egal cu x ori 2 la 28. 2 la 29 pe lângă 4, 7. 2 la 29 ori 7 egal cu x ori 2 la 28. Facem 2 la 29. Ca fiind 2 la 28 plus 1. Da. Deci scriem echivalent. 2 la 28 plus 1 ori 7 egal cu x ori 2 la 28. Echivalent bun. Doi la 28 plus 1. De unde provine adunarea exponenților? Înmulțire. Deci zicem 2 la 28, 2 la 28 ori 2 ori 7 egal cu x ori 2 la 28. Ce putem face? Un factor comun. Nu, că nu sunt toți într-un membru. Da. Ci împărțim prin 2 la 28. Da, și în stânga și în dreapta. Deci împărțim egalitatea prin 2 la 28. Și ce rămâne? 2 la 28, 2 la 28 se face 1. Da. Și rămâne 2 la 7, 14. 14 egal cu x. 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 Deci x egal cu 14. Iată, am găsit pe x. Atât. Atâta? Da. Tema asta. Repede să vedem la Ștefania. La... Arătați că numărul A egal cu 2 la puterea 1504 2 la 1000 504 504 plus 2 la 1505 plus puncte puncte plus 2 la 2002 2 la 2002 2 2, da. Nu este pătrat perfect. Să arătăm că ăsta nu este pătrat perfect. Deci arătăm că numărul ăsta nu este pătrat perfect. Ia să vedem ce idee avem aici. Nu facem 2 la 1. 1504. Trebuie să ne să gândim ceva interesant. Am putea să-l scriem pe 1504. 2 la 1504 plus 1. Pe 1505, da? Pe 1505 am putea zice 1504 plus 1. Hai să mergem după ideea voastră, să vedem ce merge, nu? Deocamdată nu avem o altă idee. Da. Pe asta o avem, pe asta o valorificăm. Deci egal cu 2 la putere 1504 rămâne. Da. Plus 2 la puterea 1504 plus 1. 504 plus 1. Plus 2 la puterea 1504 plus 3, plus 2, pardon, plus 2, care ar fi următorul prin puncte, da. Puncte, da? Plus și mai departe, plus puncte, puncte, plus 2 la puterea 1504, plus până la 2002. Plus 498 ar fi, da? Că ați scăzut, practic, da. În 2002, pe 1504 și așa. Da. Și cam mai departe. Ei, scriem ca un produs, că știm noi cum vine aici, egal cu 2 la puterea 1504 plus cât ar veni? Plus 2 la puterea 1504 ori 2 la întâia. Așa vine, nu? Din cauza plusul ăsta. Plus 2 la puterea 1504 ori 2 la a doua. E bine așa, da? Plus puncte, puncte. Așa mai departe. Plus 2 la puterea 1504 plus ori 2 la 498.
2 la 4, 198. Ce observăm acum, care e și factorul care? 2. Da? Deci este 2, da? 2? La 1504. Pe lângă. 1, loc. A, da. Da, rămâne aici 1, ori 1, nu uitați niciodată asta. 1 plus 2 la 1, plus 2 la 2, plus și mai departe, plus puncte, puncte, 2 la puterea 498. Da? 1 plus 2 la 1, plus 2 la 2, plus 2 la 498. Și acum, ce observăm? Da, avem baza 2 pe aici, dar da, s-a adunat, nu se mulțiți. Dar nu putem zice, adunăm exponenții. Ăsta este un pătrat perfect? Nu. Îl putem scrie? Îl putem. Ia să vedem, 2 la puterea 2 ori, 2 ori, 700, cât face? 7, ca să facă 1504. 752. Iar dacă zic 2 ori 752, 2 ori 2, 4, 2 ori 7, 2 ori 0, 0, 2 ori 5, 10, 2 ori 7, 14 și 15. Da. Deci 2 ori 700, cât înseamnă și 700, 7000, e prost aici. Cât? 752. 2 ori 2, 4, 2 ori 5, 10, 2 ori 7, 14, 1 ori 15. Așa este. 752. Da. Pe lângă chestia asta, 1 plus 2 la 1, plus 2 la 2, plus puncte, puncte, plus 2 la 498. Dar, pe 2 la 2, ori 752, puteți zice 2 la 752, totul la 2. Nu? De unde provine mulțirea exponenților aici? De la ce operații provine mulțirea exponenților? 2 ori 752. De la scrierea unei puteri la altă putere. Da. Deci putem zice 2 la 752. Hai să zicem 2 la puterea 752. Totul la a doua. Da? 2 la 752, da, totul la a doua. Că se mulțesc exponenții, da? Copii în bază se mulțesc exponenții. Pe lângă, 1 plus 2, plus 2 la a doua, plus 2 la a treia, plus 2 la a patra, plus 2 la a cincea, și așa mai departe, puncte, puncte, plus 2 la puterea 490 și cât? Da. 498. Egal cu. E să vedem ce facem aici. Ăsta este pătrat perfect. Da, este. Ca să fie tot numărul pătrat perfect, ar trebui bucata asta. Dar trebuie să nu fie pătrat perfect. Înseamnă că asta să nu fie pătrat perfect. Da. Da? Deci, atenție, noi trebuie să arătăm că nu este pătrat perfect. Adică nu e ceva totul la a doua. Da. Are o bucată la a doua. Dar dacă asta nu va fi la a doua, nu va putea să dea ceva la a doua, atunci, din cauza asta, nu va fi un pătrat perfect, nu? Audat. Acum trebuie să muncim, să luăm pe asta deoparte. Să muncim să arătăm că 1, deci să arătăm că 1 plus 2, plus 2 la a doua, plus 2 la a treia, plus 2 la a patra, plus 2 la a cincea, plus 2 la a șasea, și așa mai departe, plus 2 la puterea 498, nu este pătrat perfect. Nu este pătrat perfect. Ăsta nu este pătrat perfect. Deci am mutat problema la altă problemă. Partea care intră în componența lui A, deci au așa arată acum. A egal cu. Deci partea asta a doua să arătăm că nu este pătrat perfect. Vedeți că se termină cu cine? 8, nu? Adică un număr... De la 3-a.
Număr, nu, vreau să spun cu număr par, să te... Par. Adică vreau să arăt așa, că de aici până aici nu-i pătrat perfect. Sau până la 4 nu-i pătrat perfect, sau până la 6 nu-i pătrat perfect. Și vreau să observ o chestie. Ați înțeles? Eu deocamdată nu-mi dau seama deloc. Dar din aproape în aproape vreau să observ o șmecherie care să o pot folosi. E, cât face? 1, deci dacă ar fi, zicem, dacă ar B să nu întâmplă asta. B. Da? B. Dacă ar fi două puncte. B egal cu 1 plus 2 plus 2 la a doua. Cât ar face aici când ar aduna 1 plus 2 plus 2 la a doua? Păi 3 plus 4, 7. 7 ar face. 7 ar face. Iar dacă ne-am duce deci, vedeți? Ar face 7, am spus, da? Da. Dacă ne-am duce acum până la 4, cât aș avea? Deci, dacă ar fi, din alt caz, dacă ar fi B egal cu 1 plus 2 plus 2 la a doua plus 2 la a treia plus 2 la a patra, deci dacă ar fi așa, 1 plus 2 la a doua plus 2 la a treia plus 2 la a patra, păi ar veni 7. Ar veni 7 de până aici, nu? Plus... Egal cu 7 plus... 8 plus 16. 7 plus 8 plus 16. Și 7 și 8... 15 plus 16. Ar face 15 plus 16 și ar face 31, care nu este pătrat. 31 nu este pătrat perfect. Vezi? Ăsta nu este pătrat perfect. Deci îl face 31, care nu este pătrat perfect, pentru că nu e nimeni la a doua ca să facă 31. Cât ori, cât să facă 31? Nici la 7. Deci nici 7 când l-am luat până la doar, nici 7 ăsta n-a fost pătrat. Dar dacă am face până la a doua la a cincea? Dacă am face până la a doua la a cincea, noi oricum trebuie să ne terminăm tot timpul cu par. Venim aici, nu? Da. Deci de ce eu m-am dus până la a doua la a doua? De ce m-am dus până la a doua la a patra? Și data viitoare trebuie să mă duc până la a doua la a șasea? Și de fiecare dată se constată că nu-i par. Deci, că luând pe modele particulare, se pare că așa este. Da. Dar nimeni nu-mi dă voie să spun că este 100% așa. Că nu m-am dus până la 498 să studiez. Da. Ci m-am oprit mai devreme. În concluzie, eu mă tot strădui acum să observ ceva. Deci sunt în etapa în care tatonez, că n-am nici o idee așa clară de la început. Facem așa. Și voi știți că eu nici nu sunt de acord să spunem deodată. Suntem în etapa în care cercetăm eșițul. Da? Facem cercetare, căutăm o idee. Suntem în întuneric, nu vedem de la bun început. De aceea trebuie să mai vedem niște cazuri particulare aici. Mi-au spus că e bine, dar nu pot să trag de aici o concluzie că e bine tot timpul până la capăt. Și nici nu vreau să n-am timp să cercetez până la 498. Să fac calcul la 2 la 498 acolo? Nu. Altceva trebuie. Atunci mă gândesc să fac grupaje de câte două. Deci încerc să mă duc până la... uite așa să fac. Până la 2 la 3. Să vedem de acolo ce are și. De ce numai până la 2 la 3? De ce numai până la 2 la 3 ca să iau câte 2, câte 2? Dacă merg pe mâna ta, cum am zis mai devreme, m-aș gândi, aș putea să iau până la 2 la a doua și până, am luat 3, vezi? 3. Să fac grupaje de câte 3. De câte 3, de câte 3.
Deci dacă aș face grupaje de câte 3, m-ar duce până la 2 la 2, apoi m-ar duce 2 la 5, pe urmă de la 2 la 6, 2 la 7, 2 la 8, deci câte 3, câte 3. Oare câți termeni sunt aici, mă întreb? Câți termeni sunt în total? Oare am putea să aflăm câți sunt? Iată că până la 4, cât sunt? Până la 4. Cu inclusiv el. 2, 4, 5. Da? Până la 2, când se termină cu par, cât sunt? 1, 2, 3. Că eu nu pic 1, poate să duc 2 la 0. Deci când, când exponentul este par, se determină, adică sunt... sunt grupate câte, adică, de exemplu, e număr impar, când este număr par, este număr impar. De termeni. Da? Numărul termenilor. Da. Dar, uite, ca să ne înțelegem și mai bine, hai să zicem așa. B, B egal cu, în loc de 1, zic 2 la 0, 2 la 0, plus 2 la 1, plus 2 la 2. Încă să fie totul 2. Da. Pe 1 acel l-am scris ca 2 la 0. Deci 2 la 0 plus 2 la 1 plus 2 la 2 plus 2 la 3 plus 2 la 4 plus 2 la 5 plus și mai departe puncte puncte plus până la 2 la 498. Da? 2 la 498. Întrebarea care mi-o pun este asta. Câți termeni sunt până la capăt? Deci până la capăt. Păi uite-te. Uitați-vă. Dacă m-aș fi oprit la par, la par trebuie să mă opresc eu. De ce? Că 498 este un număr par. Adică un număr, ce înseamnă număr par? Care are ultima cifră 0, 2, 4, 6 și 8. Da? E bine, dacă mă opresc până la par, obligator să mă opresc. Observ că numărul lor este cu unul mai mult decât exponentul ăsta. Cristina, de la 0, 1, 2, 3, 4, cât sunt? Sunt 5 termeni. Da. Că se începe și cu 0. Da. Câți termeni vor fi până la 498? 498. 499. Cu tot cu 0. Deci dacă ar începe de la 1, ar fi 498. Dar fiindcă începe cu 0, mai avem încă 1 în plus. Și atunci facem 2 la 499 și înseamnă că nu este pătrat pesul, pentru că nu este... Hai să aibă o secundă. Eu am pus întrebarea cât sunt ei de toți. Ca număr de termen. Deci ca număr de termen, am vrut să aflu cât sunt. Și răspunsul ar fi ăsta, că sunt în total 499 de termeni. Știți voi cine este în față aici? 400. 2 la? 2 la cât este în față? 400. 7. Cu unul mai puțin. Da. Deci vine 2 la 497. Dar mai în față? 2 la 496. 2 la 496. 2 la 496. Dar mai în față? 2 la 495. 2 la 495. 2 la 495. Și așa mai departe. Am tot înapoi, tot înapoi. Eu aș vrea acum să fac echipaje de câte droi. Câte două numere, câte două numere. Întrebarea este următoarea. Ei sunt în total câte numere am zis? Câți termeni sunt de adunat? 499. 499. Și dacă fac câte 2, câte 2, câte 2, am din ce face echipe? Câte 2, câte 2? Dacă sunt 499 de termeni. Nu, pentru că rămânem un termen. Așa, rămânem un termen. Da. Deci făcând eu câte 2 grupajul, îmi rămâne asta de aici. Dar dacă am face câte 3? Dacă am face câte 3, ia să vedem
499 se împarte la 3? 499, ca așa am spus noi, da. Dacă se împarte la 3? Nu. Nu se împarte. De restul nu. Deci, vezi, nu se împarte nici la 2, nici la 3. Dar la 4? La 4, ia fă 499. Nu. Nu merge. Atunci cu 1. Atunci nu, să lăsăm câte 2. Hai să mergem cu echipajul de câte 2 și ăsta, pe ăsta lăsăm la trist. Da. Ăsta la sfârșit îți băi, n-am ce să-ți fac, tu rămâi. Rămâi singur. Da. Atunci cât ar să faci? Cât ar faci? Egal mai departe cu. Doi la 0 plus 2 la 1 face 3. Că 2 la 0 este 1. Și cu 2, deci va face 3 din ăștia 2, da? Deci asta este 3. Plus, dintre 2 la 2 și 2 la 3, dăm un factor comun pe el mai mic. Da, 2 la 2. 2 la 2. Deci plus 2 la 2, pe lângă, ne rămâne 1 din primul, plus 2. De ce plus 2? Că 2 la 3 este 2 la 2 ori 2 la 2 da. Ori 2. Da. Și 1, 1 de la primul, l-a scos pe 2 la 2, de da. Cel mai mic. Da. 1 plus 2 la 1. Da. 1 plus 2 și plus. Din următorul. Pe cine să scot din echipajul următor? Pe cine să scot eu din echipajul următor? 2 la 4. De 2 la 4, da. Cel mai mic. Plus 2 la 4, pe lângă. Cristina, nu ți-e clar aici? Da, da, da. Da? 2 la 4, pe lângă. Spune-mi ce mi-a rămas din ăștia 2. 2 plus... Nu, 2, nu a rămas. 1 a rămas, că l-am scos pe 2 la 4. 1 plus... Plus... 2. Plus 2. Fiind 2 la 5, am scos pe 2 la 4, a rămas 2 la 1. 1 plus 2. Următorul echipaj. 2 la 6. Dar să mai înăuntru, pe aici da. Mulți, da? Uitați, 2 la 2 s-a scos, s-a scos 2 la 4. Scoatem acum 2 la 6. Așa, deci 2 la 6. Numai la putere pare. Pe lângă 1 plus 2, tot așa, da? 1 plus 2. Plus 2 la 8, pe lângă 1 plus 2. Și așa mai departe, plus puncte, puncte. Plus puncte, puncte. Hai să vedem penultimul echipaj. Da? Penultimul echipaj de aici. Deci, mă gândesc, 495 a avut pe cineva pe aici până, așa, a făcut echipă. Dar ăstea doi acum, ăstea sunt în echipă, că ăsta rămâne trist, am vorbit așa, nu? Ăsta n-am ce face, spun, îmi cer scuze cu tine, n-am cu cine face, că am început să fac echipă. 496. Dăm pe 496 în factor, deci plus 496, 2 la 496, pe lângă... Pe lângă 1 plus 2. 1 plus 2, corect. Plus 2 la puterea 498. 2 la 498. Egal mai departe cu dedesubt. Egal cu 3 plus 2 la 2 ori cine? 2 la 2 ori? Ori 3. Ori 3. Plus 2 la 4 ori? Ori 3. Ori 3. Plus 2 la 6 ori 3. 2 la 6 ori 3. Plus și așa mai departe, plus puncte, puncte. Plus. 2 la 496 ori 3. Foarte bine. 2 la 496 ori 3. Plus 2 la puterea 498. 2 la puterea 498. Ei, ce observăm la toți termenii aceștia de aici? Ce observăm? Cine? Zi? Zi? 3. Am zis că ai hotărâtă, ziceți cu mine. Este 3 factor comun, nu? Da. 3 este peste tot. Da. Până aici, cu excepția astea. Ăsta e... l-am lăsat deoparte, n-am ce-i face. Deci ce fac acum? Scot în factor pe cine? Pe 3. Și va fi 3 pe lângă.
Pe lângă Cristina? 1. 1, corect. 1 plus 2 la a doua. 2 la a patra. Plus 2 la a șasea. Plus 2 la a opta. Plus puncte puncte. Plus 2 la 496. Plus, ghide paranteza că am terminat. Plus 2 la 498. 498. Ei, haide să ne întoarcem la ieșițiu, că ce ai mai făcut tu? Mi-ai venit colegii știu foarte tare, da? Ți l-ai ales tu acolo sau ți l-ai dat ca temă? Nu, ca temă. Puuu, ce temă v-a dat urât. Eu n-aș fi dat așa. Foarte grea. O ieșițiu cu 3 stele, cu ce este acolo? Cu 7. Da, cei cu 3 și mai am cu 7. Și ăsta care mi-a dat făcut cu 3? 3. Îți dai seama ce e la 7. Da, așa. Poți să-și adăvări? Da, te rog. Da? Deci, profesoara v-a pus la încercare. Da, pentru că profesoara noastră este bănavă și a venit un alt loc mai în vârstă. Alt profesor? Da. Și îți lasă să vă păstea așa să da. Văd de ce fac ei. Da, așa, bătă un joc de voi. Așa. Și nu ne-a ținut cont că tu ai fost și bolnăveară, nu? Așa? Ne-ai spus? Să mai uităm. Să mai uităm, da. N-a fost nici vineri la școală. Am înțeles. Hai să-i întoarci la ghișnițu, că e teribil, e frumos. Și la 7 stele le-ai pe toate? La 7 stele am doar 3. Și de la 3 stele am tot așa 3. Face cât poate, că doar... Sigur că da. Ești foarte împărate. Da? Deci, respectivul, o dată așa, ca să vă pun în dificultate pe voi. Ca să-l facă nimeni. Și nu numai pe voi. Da. Și pe... profesorii care stau în spate, care urmăresc pe elevi. Deci e o strategie de asta făcută. Au dat mai mult pentru că sunt copii de olimpiadă. Și... În clasă la voi? Da. Dar la vreunul la olimpiadă? Nu, că n-au mers. De acum să mergem. Eu se mers al doilea. Am înțeles. Da. Hai să ne amintim. Deci a fost așa. A egal cu... cu 2 la puterea... 752, totul la a doua, cu care am zis, n-avem treabă, ne bucură că ăsta e pătrată perfect. Pe lângă, bucata asta așa, care am, da? Am muncit la ea, am muncit noi și am studiat-o și în particular și am sesizat că ar fi bine, dar nu ne-am permis să tragem o concluzie din constatările care am făcut. Deci, ia spunem, ori, paranteză dreaptă, da? Adică toată bucata asta. Toată bucata asta o pun într-o paranteză dreaptă. Și pe ea am muncit. Am muncit și am văzut că este 3 pe lângă 1 plus 2 la a doua. 1 plus 2 la a doua. Nu, închide paranteză. Plus 2 la a patra. Uite de Cristina, te rog, sunt vitez, da? Să-l greșesc. 1 plus 2 la a doua, plus 2 la a patra, plus 2 la a șasea. Plus puncte, puncte, până la 2 la... 2 la 496. Cât? 496. Și plus, a rămas unul afară acolo care era trist. Plus 2 la 498. 2 la 498. Ei, iată, închid paranteza dreaptă. Și ne amintim că ne-a cerut autorul să arătăm că ăsta nu este pătrat perfect. O bucată este... A nu fi pătrat perfect, înseamnă asta să nu fi pătrat perfect, da? Da, pentru că nu se poate... Nu putem scrie ceva la a doua. Să arătăm că nu putem scrie ca ceva la a doua. Ei bine, acum dacă aș desface paranteza, ar vine ăsta ori asta, plus ăsta ori ăsta. 498 se poate scrie ca un pătrat perfect? Da. Din ce motiv se poate scrie ca un pătrat perfect? Pentru că este... Putem zice 498 ca fiind 2 ori 299. Da, 299. Și atunci zicem 2 la 299, totul la a doua. Ei, noi trebuie să arătăm că ăsta de aici nu este pătrat perfect niciodată. Vine 3 ori ceva. Ar trebui să mai am aici 3 la a doua ca să fie și el pătrat perfect. Da. Ori asta ar trebui să fie, să apară un 3? Este 3 la întâia. Este 3 la întâia, sigur că da. Și mi-ar mai trebui încă un minim un 3, ca să fac 3 la a doua. Da.
poți să apară și 3 la 4, 3 la 3-a. 3 la 3-a și cu 3 la de aici face 3 la 4-a și tot pătrat perfect este. Dar noi o să arătăm că nu mai poate să apară 3 de aici niciodată. Deci niciodată. Că iată ce se întâmplă. 2 la 2-a, 2 la 4-a, da? O 2 la 6-a. Hai să ne apucăm de bucata asta și să spunem nu are, nu ai nicio șansă să mai apară un 3 de aici. Cum? O luăm deoparte pe asta. Deci 1 plus 2 la 2-a, plus 2 la 4-a, plus 2 la 6-a, plus puncte, puncte, plus 2 la... Unde? 2 la cât? 2 la 496. Așa, 2 la 496. Observăm că ei sar din 2 în 2 aici. Da. Știi tu cine ar fi aici în față? 494. 2 la 494. 494, da. Așa. Așa. Întrebarea este următoarea. Câți, sunt, câți termeni sunt aici? De aici până aici. 496. Hai să vedem. Ar însemna 0. Da. Poți să zic 2 la 0. Da. 0, 2, 4, 6, așa. De 0, 2, 4, 6, până la 496. Vă amintiți la șirul când făceam acolo și vreau să aflăm termenii șirului? Cum ziceam acolo? Primul. Deci, ca să aflăm numărul termenilor. Sunt 496. Scădeam din ăsta pe ăsta. Era la și într-o paranteză. Împărțim la... Împărțim la... Din câte doi. La doi. Și adunăm unul. Da. Deci așa, deci, ienul ăla care spuneați voi, ien, în suma lui caos, da? Deci ienul spunea era egal așa. 496 minus 0, totul de împărțit la 2, nu? Împărțit la 2, că s-ar din 2 în 2, plus 1. Și egal 496 minus 0 face 496. Se parte la 2? Da. Deci 2, 2 în 9 de 4 ori, 2 în 16 de 8 ori, plus 1, deci sunt 249 de termeni. Așa, da, 249 se împart la 3, ia să vedem la 3 se împart. 249 dacă se parte la 3. La 2 nu se parte. Da, 81. 83. 83. 83. Da, 83. Deci se împarte exact, da? Da. Asta înseamnă că dacă am face grupe de câte 3, câte grupe am face? Am face un, mod, un număr egal de grupe? Faptul că se împarte la 3, 249 se împarte la 3, aș putea face un număr egal de grupe? Nu, pentru că este 83. Dacă ar fi 82, am putea. O secundă. Ce înseamnă că 949 se împarte la 3? Înseamnă că putem face grupe de câte 3. 3, 3, 3. Câte grupe? 89 de grupe. 83 de grupe. Da? 83 de grupe ar face. Deci aș face grupa asta așa o dată. Da. Urmă următoarea grupă de câte 3, câte 3, câte 3. Faptul că se împarte exact la 3 înseamnă că pot face câte grupe? Am spus 83 de grupe. Ei, dar dacă aș încerca să fac la 2, aș putea face un număr exact de grupe? Dacă aș vrea să fac grupe de câte 2, nu de câte 3, cum am gândit acum, ci de câte 2. Câte numere sunt? Câte, a spus 249. Și dacă vreau să prind câte 2, câte 2, câte 2, așa putea să le prind pe toate? Sigur că da, 249 nu se împarte la 2. 2, da.
Deci nu am un număr exact de grupe. Mai rămâne unul trist. Probabil unul la sfârșit va fi fără pereche, da? Și atunci n-aș avea posibilitatea să fac grupe de câte două. Fiindcă am posibilitatea să fac grupe de câte trei, hai să încercăm cu grupe de câte trei, ca să-i prindem pe toți. Deci ce va face acolo? Ia să vedem. Totuși cere să fie pătrat perfect. Nu, să arătăm că nu este pătrat perfect. Că nu este. Da, să arătăm că nu este pătrat perfect. Deci, una din părți nu este pătrat perfect. Ăsta de aici din față este pătrat perfect. Da. Și atunci partea a doua să nu fie pătrat perfect. Ce înseamnă pătrat perfect? Să nu fie ceva la a doua. Da, ceva la a doua. Asta. Așa se schimbă, da. Se schimbă fișierul. Foarte bine. Ai aici bulină albă. Pentru că mai